Bună seara, dragii mei! Mă bucur că sunteți alături de mine în această seară. Așteptăm să intre imediat și Dita Depner. Yay, am Bună reușit! seara! Bună, Bună draga seara! mea! Bună, Grațiela! Bine ai venit! Ce mult mă bucur că, uite, viața ne readuce așa împreună Exact. și că După avem câțiva așa... ani. Exact. Da. Uite, ne salută lumea, deja începe să devină activă. Mă gândeam că nu o să știu să intru, că eu sunt old school cu Facebook-ul, nu prea le am cu Instagram-ul, dar se pare că am reușit până la urmă. Da, păi e Scuze foarte dacă m-ați ușor. așteptat. Nu, că abia ce am pornit live-ul. Perfect. Da. Bine ai venit, așa mult mă bucur că te revăd, măcar așa prin online să ne mai vedem, dacă fizic încă nu Exact. mai apucăm. Da, Exact. te felicit pentru ceea ce faci și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de mine în această seară și de a vorbi despre lucruri deosebit de importante în viața atât a femeilor cât și a bărbaților, pentru că și ei, de fapt, contribuie Suferă, la... suferă alături de femeile care suferă. Că Exact. asta este cumva, e cumva discrepanța asta, că bărbații cred că n-au ce să caute în treburile femeiești. Păi Da. caută, pentru că ei trag ponoasele, da, dacă noi nu suntem bine, și se bucură dacă și noi suntem bine. Da. Despre subiectul acesta sunt foarte multe lucruri de discutat, mai ales că bărbații au fost foarte excluși din treaba asta cu maternitatea, cu femeia care devine mamă și așa mai departe, deși sunt foarte afectați de toate schimbările astea prin care trece o femeie în momentul în care devine mămică. Da, este afectat cuplul și automat Exact, exact. dinamica relației se schimbă în momentul în care apare un copil. Exact. Și Da. dacă mai are și femeia o naștere neîmplinitoare și umilitoare, și știți că se poartă violența obstetrică și în secolul nostru, și nu numai în România, pe peste tot, dacă de fapt cuplul nu este înarmat pentru a face față acestor situații, cele mai rele repercusiuni sunt asupra cuplului. Da. Deci, da, ne afectează pe toți, în egală măsură. Da, așa este. Și eu te felicit și te admir pentru ceea ce faci pentru această lume. Te consider și te-am considerat de când te-am cunoscut o binecuvântare. Știi că noi ne-am Mulțumesc. cunoscut atunci când am participat la unul dintre cursurile tale, pe care l-am recomandat și lumea care a Cursul mai de venit așa. concepție, Da, exact, da, de da, da, da. concepție conștientă. Exact, eu nu eram, adică nu aveam de gând la acel moment să fac un copil, să concep un copil, însă pe mine mă interesează foarte mult să știu cum să pregătesc lucrurile de dinainte, ca să nu fiu luată prin surprindere, oricum voi fi, dar măcar pe cât se poate, știi, să mă pregătesc așa din timp. Da, să știi că Ce... foarte puține femei știu și își dau seama că trebuie să se pregătească pentru moment. Și nu pentru a ști cum să îngrijească copilul, ci cum să-și gestioneze emoțiile care apar exact în momentele astea de vulnerabilitate. Pentru Da. că să știi că nici eu n-am știut cât de mult, deci în ce proporție ne repetăm propria naștere la nașterea copilului. Și ăsta a Da. fost primul meu șoc. Și apropo, astăzi mesajul meu de acum 2 ore, foarte înduioșător cu fiul meu care mă pieptăna și îmi Vai. făcea codițe, deci a fost genial. Și M-a emoționat maxim. mă gândeam că de fapt, datorită lui, eu sunt ceea ce sunt astăzi. Și aproape că Da. mi-au dat lacrimile, că mi-am dat seama, zic, băi, frate, deci copilul ăsta a venit să mă asiste la trauma cea mai mare, să zicem, din viața mea, când am crezut că o să mor, că așa a fost prima mea naștere, care de fapt m-a adus pe drumul pe care sunt astăzi. Și Da. asta e wow, așa când îți dai seama și acum îmi împletește codițe
Și, și mă gândeam așa, zic. A, și fiica mea, bineînțeles că mi-a luat pantofii cu toc din dulap și umbla pe aici, de am zis, Doamne, trebuie să fac niște poze. Deci copiii sunt niște suflete extraordinare și să știți că indiferent ce traumă ați trăit la naștere, dragi mămici, să știți că acel copil care a fost acolo cu voi în acele momente a venit cu cadouri. Deci mie mi se face pielea găinii și acum când mă gândesc ce cadou imens am primit de la copilul care a trecut prin 63 de ore de travaliu horror, da? Da, da, da. Și eu sunt ceea ce sunt astăzi datorită acestei experiențe, nu din cauza ei, deși mulți ani am crezut că din cauza acestei experiențe n-o să mai fac copii, n-o să mai predau educație prenatală și iată că sunt, cum s-ar zice acum, pe misiune și simt asta pentru că mi-am dat seama că poți să ieși din orice fel de depresie cauzată de traume, că toate depresiile de fapt sunt, vin din niște traume sau reactivează da. Niște traume. Exact, mai mult reactivează. Exact, exact. Și chestia asta, cumva, dacă eu am reușit, care eu habar n-aveam că eram în depresie, un an de zile după nașterea copilului meu, dacă îmi făceai atât, plângeam, automat. Fără da. Să-mi faci nimic, au fost niște momente critice în care încercam să înțeleg de ce eu, de ce mi s-a întâmplat mie. Și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a întâmplat și că am parcurs acest drum de vindecare, pentru că este un drum de vindecare, și am ajuns chiar în stadiul în care simt o mare onoare să pot să da. Însoțesc alte femei pe același drum de vindecare. Deci bine ați venit pe drumul vostru în această minunată călătorie. Exact. Eu așa am considerat întotdeauna că ceea ce ni se petrece, de fapt, la un moment dat ascunde, adică o mare comoară. Exact. Ne dăm seama că suferința aceea, de fapt, trezește noi niște lucruri de care nici nu eram conștienți. Și este un mare dar divin, orice suferință prin care noi trecem, pentru că ne învață lucruri despre noi și, uite, vindecarea noastră, pentru că, vezi, ajungi într-o traumă și trauma aia se cere vindecată și vindecarea noastră ajută la vindecarea întregii lumi. În momentul în care noi ajută, ne vindecăm... Exact, ajută nu numai la... nu trebuie să vă gândiți că, vai, o să salvez lumea. Dragile mele, o să vă salvați căsnicia, o să vă salvați viața de familie, o să vă salvați pe voi, pentru că înainte de a veni încoace să salvăm lumea, noi am venit să ne salvăm pe noi, dar uităm exact. Pe drum și ceva o să ne readucă aminte. De obicei, da. O palmă, pentru că, sau știi cum e, cu șutul în fund, știi? Astea ți-aduc aminte că, de da. Fapt, n-ai venit să salvezi pe nimeni, ci ai venit tu să te salvezi pe tine, pentru că după aceea, restul lumii vine după tine. Exact. E incredibil. Așa este. În momentul în care observi că funcționează lucrurile în felul acesta, parcă cu atât mai mult cauți în interiorul tău să vezi ce mai poți descoperi și ce poți să mai oferi celorlalți, pentru că oferindu-ți ție, le oferi și celorlalți, implicit. Despre așa, asta trebuie să, ai, trebuie să ai de unde. Trebuie să ai de unde. Și atunci, ca să-ți umpli tolba goală, de obicei, tolba goală de iubire de sine, pentru că asta am primit-o cel mai puțin. Da. Și aici cred că toată lumea își aduce aminte din copilărie toate cuvintele pe care părinții noștri ni le-au spus că nu suntem în stare, că nu facem bine și toate astea încă se oglindesc în realitatea noastră până ce nu ne dăm seama că, ok, ele ne-au servit până la un moment dat ca să învățăm niște lecții, după care suntem tot aici ca să le și vindecăm. Da. Pentru că în momentul în care ne vindecăm lipsa asta de iubire, acel mare sac gol pe care îl purtăm cu noi, din momentul acela se transformă tot. Și am parcurs drumul acesta și știi ce e cel mai fain? Că nu e din cărți, adică e din viața care reală, din experiența reală ta. Și din experiență și altfel este când treci pe acolo și una e să citești cărți, că și am citit tone de cărți, dar în afară că rămâneam cu
ideea de frustrare, wow, dar de ce nu o să pot să reacționez atât de minunat, cum scrie la carte? Păi nu reacționez de acolo, da? Da. Și uite, de aici foarte multe chestii care vin la pachet. Iar știi ce cred eu? Momentul în care, să zicem, devii mamă, este cea mai bună oportunitate de a, de a crește, de a avansa, de a înțelege mai multe. E ca un fel de tren super rapid care sare peste niște etape cu succes. Adică nu le sare că le dă skip, le sare pentru că e ca o rampă de lansare, iar femeia în sarcină este foarte, foarte ajutată să-și găsească rostul, să-și găsească traumele copilăriei, să vrea să le vindece, pentru că universul le scoate la suprafață. De acolo apar grețurile, de acolo apar problemele în sarcină, de acolo apar gândurile, da, dintr-o dată, de acolo, de foarte multe ori în terapii am observat că apar traume din propria copilărie, trăite chiar de mama lor. Deci nu de ei, nu de femeia care acum dă naștere, ci de mama ei când ea era în burtică. Da, pentru că se transmit din generație în generație. Așa este, așa este. Eu consider că noi suntem prima generație care curăță așa terenul pentru ceea ce va veni. Tocmai de asta noi învățăm acum, adică nu e necesar să ne așteptăm să fim perfecti, să le știm pe toate. Noi încă învățăm să ne descoperim și să ajungem din ce în ce mai mult în profunzimea noastră, să vedem ce e acolo. Știi? Și eu sincer o să fiu chiar, știi, apropo de sufletele curajoase, că ne-am și întâlnit la Robert Short, la conferință, da? Noi chiar suntem suflete curajoase pentru că ne asumăm astfel de roluri. Da, știi? Se zice adică că trecem... cei care vin aici pe pământ sunt chiar suflete curajoase. Pentru că momentele astea pe care le trăim, mai ales acum, în ultimii ani, sunt dure, ca să zic așa, și sigur au foarte multe învățăminte pe lângă. Da? Deci, ideea care este? Nu am venit aici vânător de traume, ci pur și simplu am venit să manageuim viața asta așa cum ne este dată. Deci, am ajuns la concluzia că, de fapt, cred că misiunea noastră cea mai importantă în viața asta este să fim fericite. Și în momentul în care manifestăm bucuria asta și suntem fericite, sigur se desfășoară și destinul și misiunea și toate ies la suprafață și da, ce vine, se vindecă, ce apare, da, vindecăm, mai ales că avem oportunitatea asta acum, exact cum ai zis tu, după generații de traumatizați, ca să zic așa, avem ocazia să vindecăm neam, din neamuri. Din neamurile noastre din spate avem ocazia acum, cu toate uneltele pe care le primim, să vindecăm traume profunde. Bun, hai că sărim de la subiectul nostru. Da. Așa, să știi că... Să revenim exact, da. Să știi că m-am gândit eu așa la câteva întrebări pentru tine, pentru că, vezi, având în jurul meu exemple cu mămici care n-au avut tocmai nașteri împlinitoare, adică sunt prea puține femeile care au avut nașteri împlinitoare, pentru că, vezi, e necesară pregătirea aia despre care noi vorbeam mai devreme. Știi? Adică mama, e necesar ca mama să fie cât mai rezolvată așa de traume ca să poată să aibă și o naștere frumoasă și împlinitoare, știi? Da, și copilul ăla se... Exact, chestia asta nu-ți spune nimeni. Da. Eventual ai auzit că trebuie să te duci la un curs în care să te învețe cum să respiri. Dar nimeni nu vorbește de partea emoțională care este... Dacă e să te uiți la un iceberg... Nu e chestia aia deasupra apei, ci este tot ceea ce este dedesubt. Dedesubt, exact. Și dedesubt e sfârșitul lumii, adică acolo ies toate de fier de totul. Da? Ei, acolo trebuie să te uiți când vrei să pregătești un subiect foarte vulnerabil precum nașterea. Da, așa e, pentru că ceea ce se manifestă la exterior este o mică parte din ceea ce este de fapt în interiorul nostru. De asta se și reactivează niște traume, pentru că multe femei au impresia că gata, s-au vindecat, s-au scăpat, știi că lumea vrea să scape de orice. Să știi că niciodată nu scăpăm de nimeni. Nu scăpăm de nimic. Exact. Adică, asta e așa un mic detaliu și un mic secret, ca să nu credeți că dacă ați rezolvat o bubă mare, nu mai urmează ceva după.
Da, dar vin la alt nivel, vin alt exact. Fel, vin alte încercări. De fapt, pentru asta suntem aici, ca să le, nu știu, să le integrăm undeva în exact. Viața noastră și să putem să trăim cu ele, pentru că și asta este un mare, un mare talent, să poți să trăiești cu ceea ce ți se întâmplă. Da, prin acceptare, da, prin smerenie. Te las să-mi pui întrebări? Da, uite, așa, aș începe cu chestia asta pentru că am sesizat multe, multe femei care după naștere rămân așa cu stări de indispoziție. Și ce-ar putea o mamă, dacă are astfel de stări de indispoziție, de depresie după naștere, iar acestea se transmit prin laptele pe care îl oferă copilului, cum ar fi necesar ea să procedeze astfel încât copilul să nu fie afectat de stările mamei? Știi cât de complexă e întrebarea asta? Trebuie să mă întorc la origini. Da. Deci, ideea care este? În momentul în care am avut o naștere care nu a fost exact așa cum ne-am închipuit-o și culmea este că niciuna nu este cum ne-o închipuim, pentru că nașterea este văzând și făcând. Nu putem, nici dacă ne pregătim, nu putem, nici dacă nu ne pregătim, să ne gândim cam cum va fi. Pentru că nașterea nu este o chestie trasă la Indigo. La Indigo, da? Da, da, da. Ea poate să fie diferită de la un copil la altul, deși sunt aceiași parteneri, dar vedeți voi, nici noi nu mai suntem la același nivel de evoluție. Exact. Da. Noi ne schimbăm de la zi la alta, de la o zi la alta. Atunci, în momentul în care avem o astfel de încercare în viață și să zicem că supraviețuim nașterii, pentru că ăsta este cel mai bun lucru, și tot zic, lasă, bine că ești bine, bine că copilul e bine, da? Și cam asta a fost. Și toată lumea se bucură că, vai, ce drăguț e copilul, dar mama e praf. Da. Și atunci când femeia este praf, să știi că toți sunt afectați. Copilul va plânge, copilul va fi mârâit, copilul va... Știi ce va face copilul? Va manifesta toată frustrarea, toată durerea, toată suferința pe care mama o ascunde pentru că trebuie să joace rolul. Iar rolul acesta, vorba asta, cel mai prost plătit rol din lume, rolul de mamă, și cel mai greu rol, cel mai greu job din lumea asta, nu te lasă. Adică tu ești în el, nu poți să-ți iei concediu, nu poți să ieși, nu poți să faci nimic. Adică ești acolo, adică te afundă în cele mai profunde stări de disperare. Iar femeia, ca și un prim pas pe care trebuie să-l facă, este să iasă din jocul acela, din cercul vicios de a se învinovăți pentru ceea ce s-a întâmplat. Ăsta este un foarte important rol. Ăsta a fost cel mai greu rol pe care l-am avut eu, să ies din dacă aș fi știut mai bine, dacă aș fi făcut mai bine, și toate vinovățiile astea sunt de fapt tot dintr-o copilărie în care ți s-a spus că din cauza ta nu știu ce nu se întâmplă, din cauza ta eu nu mai am viață, din cauza ta eu mă jertfesc. Da, da, da. Le auziți cuvintele, da? Și, din cauza ta, eu acum trebuie să mă duc să muncesc sau nu pot să mă duc să muncesc și toate cele. Ei, toate chestiile astea se activează și se reactivează în momentul nașterii și după. Pentru că e foarte interesant cum aceste două planuri, planul de a deveni mamă, adică maternitatea, te aruncă în propria ta venire aici. Și aceste planuri, când se suprapun, îți dau cele mai ciudate sentimente și emoții. Deci femeia copleșită de noul ei rol pe care nu l-a jucat niciodată, pentru care nimeni nu a pregătit-o, pentru că, din păcate, să știți că în nicio școală nimeni nu ne pregătește pentru viață. Nu vorbesc că ne pregătește pentru naștere sau pentru tot felul de alte roluri de mamă sau de... Nu ne pregătește nimeni de asta. Așa și atunci este. Ne simțim aruncate într-o chestie la care nu facem față, suntem și depresate pentru că nu a ieșit așa cum ne-a plăcut sau cum ne-am dorit sau cum ne-am imaginat, și iată-ne confruntând realitatea. Da. Și de aici începe balul. Acum,
N-are sens să vă pară rău că n-ați făcut atunci când trebuia și când n-ați știut că trebuie să vă pregătiți. Viața întotdeauna are un mod foarte drăguț de a ne aduce pe tapet, în fața nasului, toate lucrurile nerezolvate. E ca și cum, ia uite aici platou, alege tu ce vrei să rezolvi pentru prima oară. Da? Așa e, că niciodată, oriunde ai plecat, de fapt, nu poți fugi de tine. Exact. Știi? Și acum chiar nu mai ai niciun fel de șansă da. Să mai pleci undeva, pentru că copilul te solicită non-stop. Și ești în acest rol atât de solicitat, încât n-ai cum să găsești o ieșire. Și atunci, da, clac ies și vin toate. Și cea mai tare chestie este că nimeni nu-și dă seama că e acolo, că e în depresie, că e în nevoie, că e super vulnerabilă. Și vinovăția asta se poate perpetua și poate cumva umbri foarte mult primele momente, primele luni cu bebelușul. Da. Îmi aduc aminte acum, parcă ca într-o ceață, când erau bebelușii mei mici, acum ai mei bebelușii au 8 și 10 ani, adică îmi dau seama, mulțumesc, când au trecut acești ani. Și mi-aduc aminte așa ca printr-un vis, cum miroase un bebeluș, cum vrea să stea numai în brațe, cum vrea să doarmă cu tine, da? Cum are nevoie să se manifeste și să fie un fel de prelungire a ta și tu, în loc să te bucuri, ești depășită, da? Din cauza cui? Din cauza experienței, din cauza oboselii, din cauza epuizării și din cauza acestui nou rol. Și atunci, da. Ca să faci față totuși, să rămâi la suprafață, e clar că ai nevoie, nu știu, de o prietenă. Știți, înainte era tribul care scotea femeile din nenorociri de genul acesta. Înainte femeile se susțineau. Așa din este, păcate, da. În ziua de astăzi, chestia asta nu se mai întâmplă. Femeile nu se mai întâlnesc, acum că ne-au și băgat în filmul ăsta cu pandemia, nu se mai întâlnește nimeni cu nimeni. Da? Și femeilor le lipsește și mai mult interacțiunea cu alte femei care să împărtășească sau să povestească, astfel încât ele să vadă că nu sunt singure. Să se simte susținute. Exact. Da. Și înainte un copil creștea în familia lărgită. Adică era și bunica, și unchiul, și mătușa, și toată lumea. Bine, nu zic că ar trebui să ne mutăm acum cu părinții și cu mătușile. Da, dar copilul avea mulți stimuli, nu când e bebeluș, dar un pic când era mai mare, iar femeia mai reușea și ea să-și mai aducă aminte. Băi, eu cine sunt aici? Eu ce roluri joc acum? Rolul de mamă, 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 mamă. Dar unde-i soția? Unde-i iubita? Femeia? Unde-i femeia? Unde sunt eu? Da? Adică eu eram undeva suspendată, nici nu știam că exist. Da? Da. Deci tribul care susține femeia lipsește în ziua de astăzi. De aceea suntem, să zicem, addictive. Dependente de social media, da? Avem conturi pe Facebook, pe Instagram, avem nevoie de trib. Uite, acum ne adunăm câteva sute de femei și ne încărcăm bateriile, da? Pentru că se vorbește despre noi și despre nevoile noastre care nu am mai reușit să le acoperim, da? De când suntem în acest rol nou de mamă. Da? Și da, avem nevoie să ieșim din chestia de vinovăție ca să ne fie mai ușor să acceptăm. Exact, și e vorba de acceptare aici. Că atât da, ai putut face la acel moment, știi? Știi cât de greu e să accepti? Pentru că știu că și eu am fost acolo și era inacceptabil ce mi s-a întâmplat. Și da, acum, când am, să zicem, imaginea mai de sus, da? Când te uiți peste 10-11 ani, îți dai seama, mamă, cât de tare a fost acel moment. Mi-a schimbat viața. Și mai e un lucru foarte interesant. Omul niciodată nu învață din greșelile altcuiva. Niciodată. Asta este o mare iluzie.
Deci până nu treci pe acolo și nu vezi cum e și nu găsești suport, pentru că și eu, 3 ani sau 2 ani de zile după ce am născut și am avut experiența asta horror la naștere, am căutat tribul în care să mă pot băga și eu acolo ca să pot să fac față. Da? Da. Și am căutat să mă vindec, să înțeleg și, sincer, acum, după 10-11 ani, în sfârșit am înțeles. Deci, să ieșim din vinovăție și, fetelor, trebuie să aveți răbdare. Pentru că atunci când ești în situația aia care pare, fai, cea mai rea, cea mai imposibilă, cea mai... Da? Atunci nu vezi nimic decât asta. Și pentru a ieși din mocirile aia în care ești, trebuie să ai un pic de răbdare. Și să ai încrederea aia pe care poate că am pierdut-o și societatea asta modernă, clar, ne ia orice, mai ales încrederea. Da? Deci când îți redobândești acea încredere înnăscută în binele acestei lumi și nu lumea, scuze, în binele acestei vieți pe care tu ai ales-o, în momentul acela există, știi, luminița aia de la capătul tunelului în care zici, no, bine, hai, am răbdare, că știu că există acolo ceva care o să înțeleg la un moment dat și o să-mi dau seama de ce naiba mi s-a întâmplat mie totul. Credința. Credința în acel bine care va veni. Să nu te mai condamni, pentru că în momentele în care s-a întâmplat acel lucru, tu ai făcut cu siguranță tot ceea ce ai știut tu să faci mai bine. Exact, da. Așa este. Pentru că dacă am fi știut, sau mă rog, în cazul mamelor, dacă ar fi știut să facă altfel, cu siguranță făceau. Dar sigur. Atât s-a putut, înseamnă că era maxim ce se putea la acel moment. Exact. Atât s-a putut la acel moment. Și mai este că un lucru. Acum poate nu mulți sunteți familiari cu ideea că fiecare suflet, adică ceea ce ne animă pe noi, vine cu un plan în această viață. Noi n-am venit aici ca să mâncăm, să bem, să dormim, să ne angajeze cineva, să lucrăm negru pe plantație, să facem chestii comune. Noi am venit aici să asimilăm niște experiențe și să învățăm ceva din aceste experiențe. Și atunci, văzând viața din acest punct de vedere, deja începe să aibă sens că oare ce vrea această experiență să mă învețe? Exact, da. Începem să ne punem întrebări și să ne dăm seama că e ceva mult mai mare decât noi. Și știți cum se numesc chestiile astea? Îs beneficiile ascunse. Astea sunt beneficiile ascunse, exact, care stau în spatele fiecărei experiențe de rahat. Mă scuzați, dar ăsta este cuvântul perfect. Da, așa este. Inclusiv când a lătrat infirmiera aia la tine sau moașa aia sau doctorul care cine știe din ce motive era el supărat pe lume și pe viață, de te-a făcut pe tine să te simți ultimul om de pe planeta asta, crede-mă că și ăla juca rolul pe care tu ți l-ai ales în filmul tău. E fantastic. Noi suntem regizorii, da? Da. Dar nu ne mai aducem aminte. Asta păi, este asta cel este, mai șocant. Asta este și scopul jocului, știi? Exact. Că dacă ne-am amintit, s-ar pierde toată distracția. Exact. Unde mai e totul? Deci dacă vouă v-ar spune cineva, la vârsta de 34 de ani, o să faci primul copil, cazul meu, da? Și o să stai 63 de ore în travaliu și o să-ți dorești moartea decât să naști și o să fii după aia un an în depresie și, Doamne, și zic, Doamne, eu nu mi-aș alege așa ceva. Da, dar eu atunci când mă uit așa la o experiență, nu-mi dau seama oare ce cadou ascuns vine acolo la pachet. Exact, da. Și uite ce cadou mare, deci da. Spun sincer că mare deci cadou pentru multe nu femei. Nu numai pentru mine, exact, ci pentru ceilalți. Și da. Acum, sincer, dacă mi-ar fi zis cineva că eu o să ajut mii de femei în câțiva ani de la naștere, aș fi zis, hai mă, terminați-mă, v-ați uitat la filme. Na, nu e filmul meu. Eu nu făceam absolut nimic legat de naștere. Habar n-aveam de traume.
eu făceam design, da? Deci eu mergeam și înfrumusețeam casele. Deci eu nu făceam asta. Eu de profesie sunt, cum îi zice, am terminat ASE-ul, contabil sau ce, Doamne, iartă-mă, iese ăla când își termină facultatea aia degeaba. Că și pe mine mi s-a părut o facultate degeaba. Deci eu am învățat în ăștia 10 ani din traumele mele mai mult decât am învățat în 12 ani de liceu și 5 ani de facultate, care mi-a servit fix nimic. Da. La facultate am învățat să copiez și la liceu am învățat să fiu umilită și să nu mă scoată ăștia din 7 sau 8. Și uite așa, știi, adică n-am învățat mare lucru în școală, dar școala vieții a fost cea mai tare. Cu totul școală altceva. Ever. Exact, exact, da. Vezi, au fost foarte multe daruri pe care tu ai ales, de fapt, să le dobândești, pentru că puteai să alegi o altă variantă, să cazi în victimizare și toată viața ta să spui că ai fost o victimă și vai ce ți s-a întâmplat ție. Dar tu ai ales să cauți mai profund în interiorul tău, să cauți răspunsuri, să te vindeci. Să știi că am făcut și rolul de victimă. Am făcut și păi, rolul de victimă. La început eu sunt sigură, pentru că așa este la început. Toți facem asta. Exact, din ego, că ego-ul e... Da, ego-ul este rănit. Și să știi că și acum mie îmi place să mai joc câteodată rolul de victimă. Dar este genial, adică am zile în care zic, nu mai vreau nimic, sunt o victimă. Deci, chestia asta nu e că gata, am devenit salvator. Nu, e tot timpul o chestie oscilantă. Uh-huh. Da? Important e să jonglezi cum trebuie și să-ți dai seama că ai nevoie și de rolul tău de victimă câteodată, da? Pentru că ai și tu nevoie de un moment în care să nu mai fii deșteptul lumii, da? Deși nu ești, dar în fine ai impresia că ești, și să fii și tu om normal. Om normal. Exact. Și tu cu ale tale, cu rănile tale, cu durerile tale, adică să-ți permiți și să le simți. Da, 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 și încă un lucru, să nu aveți impresia că la mine traumele s-au terminat. Nu! Da, nu se termină până la moarte și cred că nici dincolo de ea. Noi avem de lucrat la noi. Sper că dincolo se termină, sincer. Dacă nu mai revenim încă o dată aici, știi, pe pământ. Ei. Că dacă revenim, înseamnă că mai avem. Să știi că treabă. Se încarnează și suflete care nu sunt într-o cronologie karmică. Sunt suflete care vin să învețe omenirea lucruri care poate că nu le-ar fi învățat decât peste 500 de ani. Dacă da, ajută foarte mult în evoluția, în evoluția deci planetei. Deci nu e neapărat că toți suntem niște tâmpiți, că ne-am întors, știi? Da, așa este. Deci, însă, uite, vezi, sunt necesare aceste momente de trezire, de durere maximă, ca să te accesezi din nou. Da. E ca un fel de reinventare de fiecare dată. Și știi ce mi se mai pare foarte tare? Faptul că noi ne aruncăm în viață la naștere, da? Fără să știm unde aterizăm, că noi nu ne aducem aminte ce am ales, că dacă ar fi așa, ar fi foarte simplu. Mă uit și eu în manualul meu de instrucțiuni, ia să vedem ce trebuie să facem la 44 de ani și la, da? Nu, noi nu venim cu un manual. Și o luăm de la zero, cu ochii legați, și culmea este că nimerim de cele mai multe ori destinul, misiunea și tot ceea ce trebuie. De ce? Că viața ne ajută. Întotdeauna viața îți dă exact situațiile de care tu ai nevoie. Dar dacă nu ți-a povestit nimeni despre asta, n-ai de unde să știi. Și atunci, da, ți-o iei și ți-o iei și ți-o iei și la un moment dat cazi și iară te ridici și iară ți-o iei și iară cazi, dar... Te ridici până la urmă pentru că nu ai altă variantă. Da? Așa este. Așa că nu vă îngrijorați de misiunea voastră, de destinul vostru. Fiți fericite, fetelor, pentru că restul vine de la sine. Da. Sigur. Da? Da. Așa. Și revenind așa la întrebarea noastră, deci în primul rând ar fi necesar ca femeia să, proaspăta mămică, să zicem așa, să nu se mai învinovățească și să accepte că ceea ce a făcut pentru că așa a putut mai bine la acel moment. Exact. Și să știi că există foarte multe variante de a vindeca aceste experiențe nefaste. Odată există variante de a-ți vindeca trauma de la naștere, de la nașterea copilului tău, uite, eu fac șezători.
da? Cu femei. Crezi tribul care a dispărut. Da? Și le ofer 3 ore timp de 6 săptămâni, o dată pe săptămână, și au un cadru în care să nu să vorbească despre buhuhu și hai să plângem toate, ci o chestie constructivă care să o scoată din rahatul în care se simte că e, da? Da. După aceea există variante de vindecare a copilului traumatizat la naștere, care iarăși funcționează. Deci vreau să vedeți în această traumă postnatală sau chiar natală, dar la naștere, să vedeți o oportunitate de vindecare. Pentru că dacă voi nu ați fi simțit nevoia să vă vindecați, nu ați fi avut nicio tragere de inimă în partea aceea de vindecare. Nici stimul. Exact. Deci noi doar în momentul în care ceva ne trage, atunci ne îndreptăm spre locul acela de vindecare. Și da, nu vă fie teamă, vindecarea este mai ușor accesibilă decât credeți. Nu mi-a trebuit 10 ani de terapie, ci am înțeles în câteva ședințe că, băi, stai un pic, despre ce e vorba. Bine că am avut sute de cursuri la care am fost în toată lumea asta când mai umblam, da? Dar mi-am dat seama cât de simplu e tot și cât de accesibil. Deci nu trebuie să vă gândiți că, vai, o să mai trebuiască încă 5 ani ca să ies din chestia asta. Nu! S-ar putea dintr-un click. E ca la o fisă care cădea la telefon. Poate că nu știți cum mai e un telefon cu fise, dar toată lumea mai are momente de alea de, aha, asta era, da? În momentul în care îți pică o fisă din aia majoră și te prinzi, gata, mă, am înțeles ce a vrut să zică autorul. Da, da, exact, da. Asta e. Da, eu oricum chiar pe oricine am auzit legat de naștere, de concepție, de orice, am zis, du-te la Dita Adepne, pentru că ea face minuni, prin ea se fac minuni, de fapt, știi? Să știi că așa este, deci am ajuns să-mi dau seama că eu doar traduc ceea ce primesc intuitiv. Nu sunt medium, nu știu să ghicesc ce-i cu tine, dar mi s-au creat niște mecanisme în capul meu care tu, dacă îmi spui cum te-ai născut, cum a fost relația părinților tăi, cum ai fost concepută, dacă trebuia să fii băiat sau fată, dacă ai fost dată să fii crescută la creșă sau la bunici. Sau la bunici. Dacă ai fost dorit ca și copil. Dacă ai fost dorită. Da? Deci dacă mie îmi spui câteva chestii de astea și mai vorbim încă o jumătate de oră despre viața ta, eu îți fac schița. Da. Asta este un lucru pe care pur și simplu căutând să mă vindec pe mine, că am avut și eu 11.000 de abuzuri în copilărie și nașterea copilului meu, care, da, căruia îi datorez de fapt ceea ce sunt astăzi, a semănat perfect cu nașterea mea proprie. Da. Da? Am sesizat asta. Scuză-mă că te-am întrerupt, am sesizat, eu am prietene care au născut și li s-a repetat nașterea, incredibil. Deci felul în care ele au fost născute, deci a fost similar cu felul în care au născut ele, extraordinar. Pentru că vestiparele care nu au fost vindecate se duc în continuare până când cineva o să zică, băi, nu e ok așa, hai să-ți mai transformăm ceva. Și să-ți mai spun încă un lucru, nu-i numai ceea ce ai trăit tu. Vine și partenerul tău cu părțișica lui. Da, și partenerul lui. Cu adică, karma lui, cu exact, lucrurile nevindecate și așa mai departe. Cu toate, da. Da? Deci copilul ăla nu-i numai al tău, este și sigur, al partenerului tău. Și sigur, atunci, wow, vin ăștia cu o groază de chestii, da? Păi și na. Se acumulează și, mamă, dacă aș fi știut că mi se repetă nașterea, păi aș fi făcut ceva, dar de unde să știu? Că nu mi-a zis nimeni. Da, da, asta da. Am descoperit-o pe pielea mea. Și pot să o confirm, cred că la 95% dintre femei asta se întâmplă. Și da, asta poate fi evitat. În momentul în care tu conștientizezi că vei repeta propria ta naștere la nașterea copilului tău, deja ești cu cea mai importantă conștientizare la tine și deja poți să știi că, ok, ce fac acum? Că ai ce să faci, da? E plin de cursuri, vindecă-ți nașterea, da?
Nu știți? No, intrați la mine, căutați, găsiți și căutați-o acolo. Căutați-o pe Dita, pentru că are pe site tot ce este necesar. Găsiți acolo toate informațiile. Exact. Deci e foarte ușor de accesat. Dita, din fericire, la modul că imediat, te pui în folosul celorlalți. Adică dacă ești liberă și ai posibilitatea asta, tu imediat acționezi. Adică tu, nu știu, ești foarte apropiată de sufletul femeilor. Știi de ce? Pentru că, nu știu, e ca un fel de pasiune. A devenit o pasiune și când, să zicem, nu am timp să mă ocup de asta, simt așa că ceva fierbe în mine și există o frustrare, da? Că nu pot să am timp suficient pentru asta. Disponibilitatea mea devine tot mai mică, pentru că efectiv nu mai fac față. Și pentru asta am creat acele grupuri de suport, pentru că timpul nu mai îmi permite să lucrez unul la unul cu oamenii. Adică ceea ce fac unul la unul într-o ședință, pot să fac cu 15-20 de cupluri odată. Și crede-mă, se simte, adică toți pleacă cu beneficii fantastice pe care eu n-am crezut că se pot atinge în lucrul cu grupuri. Ba da, deci eu am simțit asta, uite, când am fost atunci la cursul tău, pentru că energia grupului este foarte, foarte puternică. Este altfel când lucrezi la nivel de grup față de cum lucrezi unul la unul. Știi? Da, și vindecarea se produce așa, în masă, adică în masă, vindecare la nivel din ce în ce mai mare. Eu m-am referit mai devreme la faptul că ești accesibilă, știu că nu îți permite programul, dar mă refer și la faptul că tu ești o persoană caldă și care poate fi foarte ușor de abordat, mai ales când e vorba de subiecte așa sensibile cum sunt acestea cu naștere, cu concepție, cu tot ce ține de fapt de ceea ce, nu știu, pentru tine este foarte prețios, aducerea pe lumea unui suflet. Vai, dar e cel mai important lucru din lumea asta. Pentru că îmi dau seama ce imprimări are și îmi dau seama ce s-a imprimat în mine și cu ce mă lupt acum, da, la o vârstă, pentru că asta mi-a imprimat caracterul, personalitatea, modul de a vorbi, de a comunica cu oamenii. Bineînțeles că toate au avut un sens, pentru că dacă nu aveam sensibilitatea asta sau... Uite, de exemplu, am avut o traumă de abuz sexual în copilărie. Dacă nu aș fi trăit trauma aia de abuz sexual în copilărie, probabil că n-aș fi empatizat niciodată cu o femeie care a fost abuzată sexual. Da. Da? Fiind copil. Sau nu aș fi avut nevoia să vindec acel abuz. Exact. Și, ce suflet curajos ești, Dita. Dar nici eu nu știam că sunt. Am descoperit. Deci, vezi, toate lucrurile astea le descoperiți în momentul în care vă uitați altfel la traumele voastre și le vedeți din punctul ăla de vedere diferit. Și o să înțelegeți foarte multe lucruri. Deci mie mi-a schimbat viața. Totul mi s-a schimbat de când am văzut beneficiile ascunse din tot ceea ce mi s-a întâmplat, inclusiv în copilărie, inclusiv șocurile cele mai grave, în relațiile mele. Da? Și acum, revenind la întrebarea aia prima, cum o femeie poate să iasă când ea știe că copilul depinde de starea ei, partenerul oricum e frustrat că nu mai înțelege nimic, da? Da. Nu știe cum să ajute, mai ales dacă a fost un partener care n-a fost implicat în sarcină și nu a făcut un curs de pregătire ca să înțeleagă că femeia după aia este foarte solicitată și are nevoie de sprijin și el va fi sprijinul ei mai târziu. Atunci când ea nu mai are de unde să dea. Ei, toate lucrurile astea, în momentul în care ea iese din auto-învinovățirea aceea, se mai estompează și reușește să înceapă să se bucure. Și în momentul în care mai este și inclusă într-un grup, într-un trib, și își găsește oameni care să o inspire, nu să o tragă în jos. Că una este să te... Doamne, când intru pe grupurile de mămici, mă iau de cap. Pentru că sunt atât de negative, încât îmi dau seama că mie îmi fac rău, care nu sunt însărcinată, nu sunt vulnerabilă, dar când văd ce se scrie acolo, fug. Da.
Adică niciun cuvânt de încurajare. Totul este mai negru ca dracu. Adică, fai de capul meu, dar să nu intri acolo. Da? Uh-huh. Deci nu mai există susținere. Și da, acum, da, da. Dacă femeia își revine, atunci copilul se liniștește, partenerul înțelege și el ce se întâmplă, ea este mai deschisă și ascultă și ea nevoile proprii, pentru că dacă eu am o mamă nefuncțională, nu funcționează absolut nimic. Așa nici este. Familia, nici copilul. Și apropo, am un copil care plânge non-stop. Bun. Întreabă-te ce urlă în tine, uh-huh, și se transmite copilului tău, care, da, el manifestă, de fapt, emoțiile tale reprimate. Așa este. Și în momentul în care îți dai seama că copilul acela doar verbalizează ceea ce tu pui acolo la capac, în momentul acela îți dai seama, băi, stai un pic, că la mine e problema. De aceea, până la vârsta de 7 ani, întotdeauna, și notați-vă asta, fetelor, copilul oglindește starea interioară ascunsă a mamei. Da. Manifestă subconștientul părinților, de fapt. Exact. Păi da. Mama ce reprezintă? Mama reprezintă odată personajul principal din chestia asta, pentru că prima noastră relație de oameni, da, este relația cu mama. Așa. De aceea ăsta este the never ending story, în care noi tot timpul avem o problemă cu mama. Da? Bineînțeles că și tata apare în peisaj și are și el rolul lui, dar prima și prima relație este relația cu mama, pentru că noi creștem în pântecul, uh-huh, ei. Și atunci dacă ea își imprimă sarcina cu frici, angoase, temeri, teroare, nu știu, agitație, uh-huh, copilul acela, la când se naște, vine deja cu tot bagajul, da, acela de frici, angoase, temeri, da, lumea e periculoasă, mama e labilă psihic, trebuie să am grijă de ea și uite așa se formează din acel copil un salvator ca, uh-huh, să supraviețuiască. Așa și este. Avem toate tipologiile. Deci copilul când se naște la 9 luni, de fapt vine cu experiență. El nu vine fresh, cu fundiță și... El deja are... De acum încolo, exact. Da. El deja are 9 luni de viață. Da, exact, pentru că făcute. Copilul nu diferențiază, adică stările lui de ale mamei. El are impresia că el trăiește toate acele experiențe. Da, și adică el nu-și dă seama că e mama, mm-hmm, care trăiește lucrurile astea, exact, pur și simplu el ia totul de-a gata. E el cel, exact, care le trăiește și, exact, tot ce simte se va manifesta apoi în viața lui. Exact. Copilul până la 2 ani jumate sau 3, și știți cum vă dați seama dacă copilul a ieșit din zona aceasta de copy-paste cu tot ce simte mama, fără să știe de fapt ce simte mama. El doar dă cu copy-paste, da? Până la 2 ani jumate, 3 ani, până când copilul desenează pe o foaie un cerc și nu-l închide, ci iese ceva neînchis, da? Mm-hmm. Până atunci, copilul este de fapt în aura mamei și este ca o sugativă, ca un burete, care absoarbe toate influențele din mediul lui. Cine a fost în 9 luni de zile mediul copilului? Pântecul mamei. Emoțiile, cum se transmit? Prin apă. În ce crește bebelușul? În lichid amniotic. Da. Pana mea, dacă nici acum nu înțelegem că copilul acesta vine și absoarbe tot ceea ce femeia simte în cele 9 luni, atunci înseamnă că n-am înțeles nimic. Da? Da. Exact. Bun, viața... după aia mai vine experiența nașterii, care poate să fie grea, dar v-am zis, există variantă și pentru mamă de vindecare și există variantă și pentru copil. Copilul în continuare învață, fără ca tu să vrei... Țin minte că la primul copil căutam cărți pe Amazon, în germană, engleză, că în română n-ai ce să găsești, cum să-ți crești copilul și cum să-l stimulezi și cum să ce activități să faci cu copilul. Și acum mă stau și mă gândesc, Doamne, ce tâmpenie să nu mai ai încredere că de fapt copilul este într-un puternic proces de învățare deja de la concepție. Uh-huh. El e pe învățat până la 3 ani pe durație maximă. Să știi că noi, niciodată în viața asta, nu vom învăța cât învață un bebeluș până la 3 ani.
Gândește-te că învață să își țină echilibru, să meargă, să gângurească, să exprime să mănânce, să vorbească o limbă, două, trei, cinci, da? Învață să cânte, învață să se înțeleagă, învață să facă legăturile dacă mama e nervoasă, e nasol, plouă afară sau ceva de genul ăsta. Deci toate lucrurile astea se întâmplă în primii 2-3 ani de viață. Și atunci, dacă am o mamă care este terminată pentru că se învinovățește că mi-a făcut moașa asta, n-a ieșit așa cum am vrut eu, mă, lasă-le, pune-le undeva bine, vină la așezătoare, le discutăm, le îngropăm împreună, dar ocupă-te de copil pentru că îi transmiți starea. Totul, da, exact. Și apucă-te să vorbești cu copilul, da? Chiar dacă ți se pare că dar nu mă înțelege, ei, nu te înțelege, copilul înțelege tot. De când e burtică încă. Dacă tu ai o convorbire cu copilul tău, nu o să-ți răspundă în fraze, nici în propoziții, da, bebelușul, dar crede-mă că știe ce vorbești. Uh-huh. Și atunci când îi povestești că, uite, îmi pare atât de rău că nașterea nu a fost așa cum mi-am dorit și că ai stat 63 de ore în contracții, da? Și că te-am chinuit atât și că n-a fost ușor. Deci, crede-mă, copilul înțelege. Și în momentul în care tu, ca femeie, că noi femeile vorbim, ia uite-te la mine cât vorbesc, da? Deci noi avem nevoie să vorbim, să spunem aceste lucruri. Și în momentul în care eliberăm și noi, vorbim și cu copilul, ni se mai aerisește și nouă supapa aia de unde trebuie să iasă și iată că se armonizează așa relația. Exact, exact. Așa este, uite, acum citesc și eu un mesaj. Vă salut, fete dragi. Nu citesc mesajele că îmi pierd eu șirul, dar am văzut și fete care au fost la mine la curs și care se bucurau că mă văd și da, e... Credeți-mă că este cea mai frumoasă împlinire pe care poți să o ai, să îți dai seama că ai schimbat ceva în viața cuiva în bine. Da? Da. Apropo de, uite, femeile care sunt în depresie și totuși ar vrea să meargă la terapie, dar au copilul dependent de ele, adică este în primele luni și e foarte greu să, nu știu, jupă o oră, două, ce ar putea face? Cum, adică ce le recomanzi? Cum ar putea să meargă la terapie? Tocmai de asta am creat un grup virtual, da? Care o dată pe săptămână, timp de 3 ore jumate, ne vom întâlni online. Adică fiecare de unde poate. Cu telefonul, cu laptopul, cu copilul care e plimbat de bunica sau de tata o jumătate de oră sau o oră afară. Cu o jumătate de oră de pauză între cele două sesiuni de oră și jumătate ca să poată să alăpteze. Deci, ce bine ai gândit! Există. M-am gândit mult pentru la că... La toate! Pentru că am trecut pe acolo, îmi dădeam seama că singura mea șansă de a ieși atunci din depresia aia era să mai socializez cu cineva. Acum 10 ani abia apăruse Facebook-ul. Apăruse și nu eram... Dar vreau să vă spun că eu 6 luni de zile nu mi-am sunat nici măcar o prietenă. Și n-am știut că sunt în depresie. Dar am fost. Adânc. Da? Da. Deci pur și simplu atât de pierdut am fost, plus că am mai avut și chestia aia că n-am știut cu laptele și n-am știut să alăptez. Și 3 luni de zile m-am chinuit și vai ce stres, mă bucur că sunt o nebună și că nu m-am lăsat. Că orice om normal s-ar fi lăsat și ar fi dat lapte praf, dar nebunia mea și chestia asta m-a dus până la urmă să reușesc să recuperez și cu alăptarea. Deci am trecut prin foarte multe chestii care acum, tocmai din greșelile mele, le învăț pe femei să le depășească, pentru că la mine n-a fost nimeni care să mi le spună. Și le-ai învățat așa... Cred că așa e cea mai fain, da? Deci am învățat organic. După cum au venit...
Știi? Exact. Hai și asta, hai și asta, hai și asta și exact. Na, s-au acumulat. Exact. Te felicit, Dita, ești minunată și chiar le recomand femeilor care, uite, sunt în această situație și au nevoie de susținere să vină și să participe, să se înscrie la cursurile tale, să se înscrie la această întâlnire șezătoare pe care tu o faci săptămânal. Deci eu ți-am spus, eu am participat doar la cursul de concepție conștientă pentru că, na, momentan atât a fost cazul și chiar energia aceea de grup a fost minunată. Au fost două zile extraordinare pentru care îți mulțumesc și astăzi. Am învățat multe de la tine și chiar sunt foarte recunoscătoare că existi și mai ales că existi în România și că, uite, din fericire se pot ține și astfel de cursuri. Doamne, nu pot să cred că a trecut o oră. Incredibil. Da? Wow! Hai să-ți mai, uite, pun o întrebare, de exemplu, ce ar putea face mamele care sunt așa mai, cum să zic, mai mult în frică, în anxietate, se simt în frică la ce mod? La faptul că le teamă, de fapt, să rămână singure acasă cu copilul sau cu copiii. Acolo, sigur, e vorba de o traumă care se activează de îmi cer scuze, mi-a sunat telefonul. Salută. Așa. Deci, sigur nu se întrerupe după o oră, că știu că Instagram... Nu. Nu se întrerupe, salută. Ok. Așa. Deci, ca să răspund la întrebarea asta. Shit, am uitat întrebarea. Deci, ce ar putea face o mamă care trăiește mai mult în frică, în teama de a rămâne acasă cu copilul? Sau cu copiii? Și spune că se activează o traumă. Se activează o traumă de abandon și de singurătate din copilăria ei. Din copilăria ei, exact. Exact. Probabil acolo undeva ceva s-a întâmplat și ea are această frică că nu se va descurca singură, pentru că atunci când era copil a rămas singură și a trebuit să se descurce singură, deși nu era echipată pentru a fi singură atât de copil fiind. Da? Deci chestii de genul ăsta se întâmplă și se activează atunci când ți-e lumea mai dragă, dar ziceți mulțumesc că s-a activat, că știți măcar de unde să o apucați. Să porniți, exact. Pentru că, adică... Exact. Dacă nu știai, nu. Am avut terapie cu câteva mămici care au avut, wow, a fost chiar foarte tare, au avut chiar gânduri suicidale atunci când se gândeau la copil sau se gândeau la că trebuie să nască, s-au dezvoltat tot felul de frici de înălțime și de care nu aveau nicio justificare, dar care după aia s-au dovedit că erau amintirile propriei mame. Da. Atunci când ea era în burtică. Deci incredibil, ăla a fost unul dintre cele mai complexe cazuri pe care le-am întâlnit. O mămică care avea gânduri suicidale și nu înțelegea de ce, de la nu? Propria ei mamă. Da, și s-au activat la naștere, nu la naștere, ba da, la primul copil și după aia în a doua sarcină. Foarte profund. Deci da? Preluate și din mămica preluate ei. Preluate din uterul de când era ea la mama, pentru că mama a avut o situație în familie care nu a reușit să facă față și a cochetat câteva luni bune cu gândul să se sinucidă. Deci, gândiți-vă, da? Fata asta nu știa de asta nimic, dar i s-a întâmplat și n-a înțeles 2 sau 3 ani cum să facă față. Adică soțul ei nu mai pleca nicăieri, ea nu putea să rămână singură, s-au mutat la parter, da? Pentru că era frică că pur și simplu nu poate controla ideea că se duce pe balcon. Da, deci... Da. Asta, da. V-am dat un exemplu doar ca să vă dați seama cam cât de profunde sunt chestiile astea care se întâmplă. Foarte bine ascunse, dar uite, din momentul în care ele ies la suprafață, înseamnă că e momentul să se și vindece. Știi cum ele e? Se cer vindecate și atunci își pregăti pentru ele. Exact, pentru că dacă s-ar fi întâmplat înainte, poate nu ar fi avut o relevanță, dar atunci când se întâmplă, au relevanța maximă și atunci când se întâmplă, știi cum se zice, că Dumnezeu îți dă doar cât poți să duci. Exact. Da, atunci când se întâmplă, e clar, a venit momentul. Ideea este să recunoști acel moment și să iei acțiunea, să te apuci de treabă, da?
Da. Mai vrei să-ți pun o întrebare sau Te vrei să rog. continuăm data viitoare? Că noi oricum vom mai face câteva live-uri pentru că avem Da, am zis că e foarte mult. da, avem multe de discutat și asta mă bucură pentru că, uite, sunt și persoane care au nevoie de această informație și le recomand cu toată inima să ajungă la tine pentru că știu ce faci și știu cât de minunată ești prin ceea ce ți s-a oferit ție ca și har. Da, Da. chiar așa. Mulțumesc mult. Zim. Mulțumesc și eu. Care ar fi cauzele pentru care apar aceste colici? Păi sunt tot, hai să vă zic, eu v-am spus astăzi că bebelușul, de fapt, manifestă toate chestiile neexprimate de mamă. Mama, dacă se află într-o situație pe care nu poate să o înghită, știi cum e când te întâlnești cu un om și simți de la bun început, bă, eu nu pot să te înghit, da? Asta înseamnă că tu nu te duci să-l mănânci pe ăla și nu poți să-l înghiți că e prea lemnos sau prea nu știu cum, ațos, da? Ci este situația că tu nu poți să digeri situația care sau persoana cu care te întâlnești sau situația în care te aruncă acea persoană. Și atunci când copilul plânge, apropo, și asta mai e o mare chestie, de cele mai multe ori bebelușul nu plânge din cauza că are colici. Colici înseamnă că îl doare burtica, cică, da? Să știți că 90% din bebeluși care plâng nu au colici. Au nevoie de ținut în brațe, apropiere cu mama, conexiune cu mama. De foarte multe ori copiii au nevoie să plângă pentru că este singurul lor moment de refulare. Deci când plânge copilul, nu înseamnă că e foame sau că îl doare burtica. Are și el Deci tensiunile sale și are are nevoie tensiunile de sale. Am eliberare. avut Exact, am avut bebeluși care plângeau la oră fixă. Și știi care era ora fixă? Ora la care s-a născut. Și au plâns 2 luni de zile la oră fixă, iar mama nu-l lăsa să plângă, că nu ăsta e ideea. Mama îl lua, dar nu-i înfigea nici țâțica în gură, că nu era foame, ci avea nevoie să refuleze o experiență pe care nu a putut să o prelucreze. Digere. Vă gândeați seama? Exact. Deci, întotdeauna când copilul plânge, nu te uita la copil, uită-te la mama lui. De aceea, câteodată când vine partenerul acasă, odihnit de la 12 ore de muncă, dar cu altă stare de spirit, și copilul în brațele tale plânge că tu ești terminată psihic de azi de dimineață și n-ai reușit nici să te speli pe dinți, de 3 săptămâni nu te-ai spălat pe păr, n-ai făcut duș de 2 zile, ești tot în pijamale de azi dimineață, da? Când bărbatul ia bebelușul, ăla se liniștește instant. De ce? Păi tata e foarte liniștit. Da? E simplu. Mama e un pachet de nervi Da, și da, da. frustrată de tot ceea ce nu face față, da? Și de faptul că, aoleu, nu mai am programul care l-aveam înainte. Păi nu-l mai ai, că n-ai cum să-l ai pe acela. Se schimbă, da? De Da. aceea zic, tot ce manifestă copilul trebuie văzut la mamă ce e acolo. Și Exact. apropo, știi, ziceam că mama e cea mai importantă. Păi de ce? Păi în funcție de cum e mama, suferă copilul sau e bine copilul? În funcție de cum e mama în relația ei cu partenerul ei, iarăși copilul suferă sau e bine. Deci, Da. în funcție Pentru. de atmosfera care e în casă, copilul Da. e bine sau nu-i bine, da? El se Sau hrănește cu conflictele. energia Exact. cuplului dintre mamă Nici și tată. măcar, da, nici măcar nu e că se hrănește, nu e ca un vampir energetic. El pur și simplu absoarbe emoțiile, pentru că e ca un burete care absoarbe tot din Da. jurul lui. Și nu are cum să controleze, să zică, iară s-au certat deștepții ăștia doi. Nu! Pentru el este sfârșitul lumii, pentru că mama simte că e sfârșitul lumii. Ai înțeles? Deci uite cât de De mult ce colicii se contează. manifestă doar până la 3 luni? De ce colicii? E un mit. Niciun bebeluș nu... Adică nimeni nu și-a putut da seama că la 3 luni se termină colicii. Așa cum există și credința aia că până la 3 luni când ești însărcinată, trebuie să-ți vergi mațele. Nu e adevărat. Sunt femei care își varsă mațele 9 luni de zile. De ce? Pentru că au un program
subconștient pe care nu-l pot controla, de neînghițirea situației. Da? Gândiți-vă că atunci când rămânem însărcinate, indiferent cât de mult ne-am dorit copilul, ni se cam schimbă viața. Trebuie să renunțăm la carieră, mai ales că femeia în ziua de astăzi e carieristă. Da? Da. Trebuie să renunțăm la viața socială. Noi cam 2 ani suntem pe tușă, dar nu știm cum o să facem. Da? De aceea femeia are niște grețuri. Exact același mit ca și cu colicii. Nu există credința că gata, la 3 luni dispar colicii, relaxează mama și așteaptă 3 luni plină de nervi, după care când s-au împlinit 3 luni, ea nu mai așteaptă colicii și iată că colicii dispar. Nu e așa că e un program fain? Adică sunt foarte multe chestii preluate și vă recomand o carte foarte bună în care să înțelegeți de fapt de ce are nevoie copilul. Se numește Conceptul Continuum. Da? Cartea aceea o să vă schimbe total ideea prost înțeleasă a românului de a lăsa copilul să plângă, că las că face plămâni, că las că trebuie să învețe, că viața e grea. Astea sunt tâmpenii. Da, românești. Niște convingeri foarte limitative. Exact. Deci, da. Trebuie să ieșim din asta și iată că, uite, îmi confirmă cineva, eu am vomitat 8 luni jumătate. Du-te și întoarce-te în propria ta venire pe această lume și vezi ce nu a fost bine acolo. Da? Cum te-au primit părinții tăi? Ai fost sigur copilul dorit sau trebuia să fii băiat? Da? Uh-huh. Sunt internaționale, apropo. Da, unele sunt internaționale, dar astea cu se învață în brațe, care după mine e un cuvânt în sine, da? Ăsta este românesc, foarte românesc. Da, este românesc, adică, exact. Exact. Nu ține copilul în brațe că se învață. Știi? Exact. Da. E ca și cu curentul, da? Exact. Da, da. Dita, eu chiar m-aș bucura ca și săptămâna viitoare, așa cum am stabilit, să facem următorul live, prin care vom vorbi mai mult despre alimentația copiilor, despre cu ce alimente ar fi necesare până la un an, despre alăptare și așa mai departe și poate chiar vom reuși să răspundem și la câteva întrebări, pentru că în seara aceasta au fost mai multe întrebări, observ eu aici. Am văzut, da? Da, da, da. Dar, o să mă uit și eu pe ele după și cred că pot să comentez la pagina. Nu știu dacă rămân aici. Să știi. Am impresia că doar pe Facebook rămân întrebările, aici s-ar putea să nu rămână. Și nu știu cum se pot salva, cred că sunt doar pe timpul live-ului și atât. Pe timpul live-ului. Da. Ei, cine vrea să mă caute, știe să mă caute. Sigur că și da. Apropo, tu spune-ne de cursul tău, pentru că tocmai ți-ai lansat acest curs. Sunt foarte fericită că am reușit să găsesc un format. Uh-huh. Mulțumesc. Un format care să fie posibil pentru mămici, pentru mămicile care au toate mâinile pline. Nu au numai 2, ca să știți, doar atât să vă zic. Da? Deci am găsit o variantă de întâlniri săptămânale, marțea, și începem în 2 martie. Adică cine mai vrea să prindă locuri la sesiunea asta care începe în 2 martie și se termină cam undeva prin aprilie, ar fi minunat să se înscrie. Se înscrie cât mai repede. Exact. Să se înscrie cât mai repede, pentru că nu pot să iau mai mult de 15 participante, pentru că nu am cum să acopăr pe toată lumea. Și toată lumea vrea să împărtășească, să își dea seama și să fie susținută acolo. De grup, exact, sunt cu număr limitat. Nu pot să fac cu 200 de persoane, ca e un fel de frecție, da? La picior. Da, așa exact. Este. Așa este. Îți mulțumesc din toată inima. Ești minunată și așa cum am spus și o spun întotdeauna, ești o binecuvântare pentru această lume. Și așteptăm să facem și data viitoare live-ul și pe acesta o să-l salvez. Exact, că văd aici că mi-au scris câteva persoane că vor să, adică ne roagă să salvăm live-ul. Uite, ne întreabă cineva unde ne putem înscrie. Păi pe site-ul meu, ditadepner.ro. Adică vedeți numele meu și e .ro, adică simplu. Acolo găsiți cursurile mele și acolo găsiți variantele de înscriere la cursuri. Da, da, am făcut-o cât mai simplu ca să nu fie complicat. Da, oricum eu o să salvez acest live și acolo în informații să scriu și despre site-ul tău și oricum o să îndrum lumea către pagina ta, pentru că pe pagina ta de Instagram, din câte știu și am observat, eu nu prea am pricep la Instagram, dar am pus ultimele postări din ultimele zile, dacă intrați
Există site-ul tău acolo. Da, sigur este acolo site-ul și găsiți. Mă găsiți, adică dacă m-ați găsit pe YouTube cu cele 137 de filme, sigur mă găsiți și altundeva. Sunt foarte la vedere, dar ascunsă. Da, da, da. Într-un fel, da. Din ce în ce mai puțin disponibilă. Da, din păcate sunt doar un singur om și toată lumea zice, vai, dar ce echipă bună aveți. Da, da, eu și echipa mea suntem aici. Mă vedeți? Felicitări, păi da. Deocamdată, da, mulțumesc. E foarte bine că îți pui tu toată energia acolo pentru că tu știi exact ce ai de făcut. Da, dar la un moment dat va trebui clar să încep să mai deleg și de-aia grupurile sunt cele mai bune variante de a interacționa și de a rămâne și voi după aia într-un trib. Pentru că cred că asta ne lipsește cel mai tare la toate. Da? Și de fapt lumii acesteia să aparții într-un loc de cineva, de un trib, de o gașcă, de niște oameni care să vorbească aceeași limbă. Exact. Da, ăla da, e sentimentul care face foarte multe. Da. Bine, îți mulțumesc mult. Mulțumesc. Eu nu sunt bună la revedere, așa că vă pup, vă mulțumesc mult, mulțumesc, Graziela. Și ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc. Sigur că da, o să salvez live-ul și o să văd cumva să fac să-l salvez ca să-l punem și pe YouTube. Da, neapărat, eu aici chiar nu știu, dar te-am rugat mult sigur, să facem sigur. Că informațiile astea sunt foarte sigur prețioase. Sigur că da, sunt prețioase, sigur. Da. Ia uite ce frumos, ești briliant, un om deosebit și fain. Sunt foarte super recunoscătoare pentru toate informațiile. Mulțumesc că ești. Ce frumos. Poate vorbește despre tine. Nu, tu ești invitata mea, deci despre tine vorbește. Oricum, cine vede în tine ceea ce vede, înseamnă că are și el. Exact. Deci, da. Așa, mulțumesc din toată inima. Toate avem. Mulțumesc și eu. Da, mersi, și te iubesc, Dita, și mulțumesc că ești și eu îți mulțumesc că ești. O seară minunată tuturor și ne vedem săptămâna viitoare în următorul live alături de Dita Deppner. Te pup, Dita, și mulțumesc încă o dată. O seară pupici divină!